Unde vom citi, începând cu versetul 6, apoi vom deschide la Luca la capitolul 12 și vom citi primele 12 versete. 1 Corintini, capitolul 5. Hristos, mielul nostru de Paști. Nu vă lăudați bine? Nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala? Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos Paștele nostru a fost jertfit. Să prăznim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și ale adevărului. Și acum vom citi de la Luca 12 despre un tip de aluat în vremea aceea, când se strânseseră în roadele cu miile, așa că se călcau unii pe alții, Iisus a început să spună ucenicilor săi, mai întâi de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. Nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut. De aceea, orice ați spus la întuneric, va fi auzit la lumină. Și orice ați grăit la ureche în odăițe, va fi vestit de pe acoperișul caselor. Vă spun vă, prietenii mei, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeți. Temeți-vă de acela care după ce a ucis are puterea să arunce în ghen. Da, vă spun, de el să vă temeți. Nu se vând oare cinci vrăbi cu doi bani, totuși nici una din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. Și chiar pe din cap, toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbi. Eu vă spun, pe oricine va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi și Fiul Omului înaintea lui Dumnezeu. Dar cine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, va fi lepădat și el înaintea îngerului Dumnezeu. Și oricui va vorbi împotriva Fiului Omului, se va ierta dar oricui va huli împotriva Duhului Sfânt, nu îi se va ierta. Când, când, vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor și înaintea stăpânirilor, să nu vă îngrijorați cum veți răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veți vorbi, căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți. Amin. Vă invit să ocupați locurile. din nou la cina Domnului, din nou la părtășie. Cina Domnului, ca și Paștele Evresc, are două dimensiuni. Are dimensiunea celebrativă, comemorativă. De aceea există predici în care ne amintim, descriem, alegem un aspect al răstignirii, ne bucurăm în Duhul deja făcut Hristos, dar și în vechiul legământ, și în nou legământ, există texte legate de moartea Domnului sau decina Domnului sau din Vechiul Testament de Paște, care sunt prescriptive, măturați aluatul cel vechi. Până în ziua de astăzi, în casele evreilor, se face curățenie înainte de Paște, dar nu o curățenie de asta așa, de duzină. Cei care lucrează în Israel mi-au povestit cu detalii că și cu peria de din trebuie să mături în colțurile casei. S-a luat această prescripție într-un mod foarte perfecționist să se măture orice fărâmă de a lua. Adică uneori la cina Domnului ne putem aștepta la mesaje care să ne cheme la curăție. Vorbim despre ce a făcut Hristos, dar vorbim despre ce ar trebui să facem noi. Evreul se pregătește intens pentru sărbătoarea Paștelor. Și creștinul ar trebui să facă curățenie. Însă, și textul din Anticorintele 11 spune, pe de o parte, am primit de la Domnul, aduceți-vă aminte, pomeniți moartea Domnului, dar tot în același text spune, judecați-vă, fiecare să se cerceteze, fiecare să facă curățenie și rog pe Dumnezeu să ne ajute. Să începem cu primul aluat și să-l măturăm cu toții din casele noastre, aluatul fățărniciei. Amin. Apare foarte deseori în ziar un om de vreo 45 de ani, un magnat din industria asta, tech, și este cunoscut în lume pentru faptul că dorește să reverseze îmbătrânirea. Îl cheamă Brian Johnson, am văzut deseori prin ziarele românești și în celelalte, investește 2 milioane de dolari pe an pentru păstrarea tinereții. Omul acesta caută tinerețea fără bătrâneți. Are o echipă de 30 de medici care îl monitorizează permanent și fiecare medic se ocupă de un organ, de un mădular pe care încearcă să-l țină tânăr sau să-l întinerească. Să ajungă din nou la 18 ani, ca și sănătate. Este o luptă cu morile de vânt. O căutare a ceea ce se numește în cultura populară fata Morgana. Nu cred că cineva va reuși asta. Doar. Este un cobai pe care se testează toate medicamentele regenerative actuale. Oamenii doresc tinerețea fără bătănețe. Nu prea o găsesc. Și pentru că nu o găsesc, Apelează la altă variantă. mai dacă nu poți să oprim bătrânirea, măcar să o ascunzi. Și acum intră în scenă industria cosmeticelor. Oamenii încearcă, dacă nu pot să rămână tineri, măcar să pară tineri, nu? Este e scopul fardurilor. Să pari mai tânără decât ești. Industria cosmeticilor face o treabă foarte bună. Are succes și în pandemie, și în criză economică, și în război, pentru că oamenii sunt foarte preocupați de imagine. De exemplu, am o statistică din Statele Unite. Românii nu prea se ocupă cu statistici, noi suntem preocupați cu supraviețuirea, dar americanii au timp de statistici. Și zice o statistică că, de fapt, americanii consumă, sau dacă vreți, cheltuiesc 22 de miliarde pe an pe cosmetice. Și doar 20 de miliarde pentru ajutor financiar în lume. Par o țară filantropică și este mai filantropică decât alții. Dar dacă ne uităm la statistici, America se fardează mai mult decât ajută. Vezi? Există o preocupare pentru a masca realitatea. Ei bine, această dimineață vreau să vorbesc despre fardurile fățărniciei, niște farduri religioase. Așa mi-am intitulat predica, fardurile fățărniciei. Și să știți că astea se caută mai bine decât victoria secret. Toată lumea apelează la acest mol. Fățărnicia se vinde bine. Dacă nu sunt creștin adevărat, măcar să par. Măcar să pozezi. Dragii mei, textul le spune foarte clar. Iisus a zis, dar e predica lui Iisus, nu e interpretabil, la mine este cu roșu. Zice deci așa, el a început să spună ucenicilor săi. Au zis cum începe predica? Mai întâi de toate. Păziți-vă, sau măturați, dacă vreți, în textul din Antic Corinteni, păziți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. Mai întâi de toate. Pentru că păcatul acesta este un păcat foarte grav înaintea lui Dumnezeu. Adică dacă vrei să faci curățenie la cina Domnului, să te cercetezi, mai întâi de toate începe cu fățărnicia, frate și soră. Că s-ar putea să te fi prins flagelul acesta acest puțin a da, e un păcat respectabil, ca și lăcomia, ca și bârfa, adică toți pozăm un pic, toți ne mai fardăm. Și, frații mei, pentru că este un păcat respectabil, răspândit, nu foarte incriminat, ne prinde pe foarte mulți. Și vine Hristos și spune, dacă vrei să lucreze Dumnezeu, condiția ca Dumnezeu să lucreze, este mai întâi de toate să te lepezi de fățărnicie. Dumnezeu să ne ajute pe toți. La cina Domnului, pentru a ne face o verificare corectă, trebuie să dăm masca jos. Altfel nu te poți vedea așa cum trebuie. De ce spune Hristos treaba asta? Pentru că în Biblie am găsit că de fapt fățărnicia este opusul, dacă vreți, este opusul Pocăinței. Omul fățarnic nu se prea poate pocăi sau se pocăiește foarte greu. De exemplu, în Matei, în capitolul 9, unde se pocăiește Matei, Se cuvântul acolo că la final Iisus se ia de farisei și le zice o vorbă tăioasă acolo, dar Isus le-a zis nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă. Auziți, căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți și pe cei păcătoși. Dar vă întreb, era cineva neprihănit? Iisus n-a vrut să spună că sunt neprihăniți. El zice, n-am venit să chem la pocăință pe cei care se cred neprihăniți. Asta vrea să zică textul. Deci văd în versetul ăsta că pocăința este în antonimie, este opusul fățărniciei. Și fățărnicia este opusul pocăinței. Iisus zice clar, am venit să chem la pocăință pe cei care se văd păcătoși. Dacă nu te vezi păcătos, nu există pentru tine șansă. Fățărnicia te împiedică să te vezi păcătos. Uitați-vă dumneavoastră în Biblie, frate și surori. Ceva dureros. Iisus n-a reușit, da, puterea lui Dumnezeu absolută, n-a reușit să convertească nici un fariseu. Dom'le, niciunul, simpatizanți, că Nicodim, povești, nu avem nicio dovadă biblică că ăștia au devenit creștini. Decât în generația de după moartea lui, avem un Pavel, da? Dar noi nu găsim în vremea lui Isus nici un fariseu să se pocăiască cu adevărat. Că vin noaptea, a, ții la imagine, deci un pic de fățărnicie era așa acolo. Că i-ai dat mormântul, că pe, pe, lături mai ajuți, dar nu a avut Isus nici un ucenic declarat dintre farisei. De ce? Pentru că fățărnicia i-a împiedicat. Sunt uimit când citesc Evangheliile. Iisus a reușit să facă ceva bun din vameși, din zeloți și din prostituate. Dar n-a reușit să facă nimic din farisei. De ce? Pentru că e oprins aluatul ăsta mic care dospește tot. Aceea zic Dumnezeu să ne elibereze de orice formă de fățărnicie. Mă învață textul ăsta din Matei, legat de, convertirea lui Matei, mă învață că dacă nu pot să fiu sfânt, măcar să fiu autentic. Vă rog să nu uitați asta. Dacă n-ai reușit să fii sfânt, fii măcar autentic. Ai o șansă la Dumnezeu dacă te vezi păcătos. Dar dacă în urma păcatului tu apelezi la farduri, nu mai poți să fii eliberat. Dar ne imaginăm, da, fictiv, că nu cred că există o doamnă de felul. Dacă o doamnă se fardează non-stop, adică ea doarme fardată, se trezește, iar se ajunge să creadă că ea chiar nu are puncte negre și coșuri și ce mai are. De ce? Că nu le mai vede. N-ai nicio șansă să te corectezi dacă nu te mai vezi păcătos. Ei, asta face fățărnicia. Te fardează atât de bine încât chiar crezi că tu nu ești păcătos. De aceea mă rog ca Dumnezeu să dea la o parte toate fardurile astea. Și să ne vedem în oglinda Scripturilor vinovați înaintea lui Dumnezeu. Că numai așa ne putem pocăi. Numai așa putem să ne apropiem de Domnul. Cine se vede sfânt, are o problemă din start, este cu siguranță prea bine fardat, că n-ai cum să fii sfânt. Unul singur este sfânt. Noi vrem să fim ca el, tindem într-acolo, ne luptăm pentru sfințenie, dar cu siguranță că venim la cina Domnului, avem și noi problemele noastre. Așa că, dragul meu, vină la Hristos așa cum ești. Asta e foarte important. Dă la o par de masca asta fățărniciei. Mă tot întreb de ce folosesc oamenii fardurile astea? De ce sunt oamenii fățarnici? În general, păcatul, să știți, că aduce profit, aduce beneficii. Biblia spune că bârfa este ca o prăjitură plăcută. Bârfa îți dă o plăcere. Da? Deci ca lunecă pe gât ca o prăjitură dulce și plăcută. Ia este ceva plăcut acolo, să tot bârfești de alții. Păcatele trupului aduc un alt soi de plăcere, că dacă n-ar fi, n-ar păcătui oamenii. Furtul, înșelăciunea aduce beneficii materiale. Dar oare fardurile fățărniciei de ce sunt atât de bine vândute? Pentru că fățărnicia lucrează undeva în adâncul omului, la o dorință adâncă, la o plăcere pe care omul o are, și anume dorința de a avea o imagine bună. Asta îmi spune mie textul citit. Că omul este foarte preocupat de imaginea lui. Nu este nimic acoperit, spune Biblia, care nu va fi descoperit. Cui spune Domnul asta? Oamenilor. De ce? Pentru că oamenii acoperă. Da? Exact cum fardurile acoperă anumite defecte și metecne, fățărnicia acoperă minusurile, scăzămintele și păcatele. Nu este nimic acoperit. Iată, omul preocupat să acopere slăbiciunea, să pozeze mai bun decât e. Nu e nimic ascuns care nu va fi descoperit sau cunoscut. De ce? Pentru că omul are o preocupare, in, dacă vreți, inerentă în, în făptura lui, să ascundă, să camufleze, să nu se vadă problemele lui. Mai jos spune cuvântul, nu vă îngrijorați de ce veți răspunde în apărarea voastră. De ce? Pentru că omul are instinctiv o tendință de a se apăra. Întrebarea omului aici este, Doamne, ce o să zic? Ce o să zic? Că oamenii dacă află, ce voi spune la judecată? Și Domnul spune, nu vă îngrijorați de asta. Adică sunteți prea preocupați de imagine. Oare ce o să zică ceilalți când o să afle că am făcut ce am făcut? Dragii mei, Fățărnicia, ăsta e un prim gând, izvorăște din preocuparea excesivă a omului pentru imagine. Mesajul acesta nu vine ușor, pentru că trăim într-o cultură a imaginii. Fățărnicia a devenit cultură legalizată, oficializată. Vorbim foarte mult despre imaginea asta, despre dreptul la imagine. Ne preocupă imaginea mai mult decât altădată. Să te ferească Dumnezeu să te atingi de imaginea cuiva. E de aia oamenii într-o cultură în care fățărnicia, ipocrizia este legalizată, da? este oficializată, este, dacă vreți, normă, este foarte greu să fii autentic și natural. Mă rog ca Dumnezeu să ne descotorosească de orice achiziție culturală din mintea noastră. Noi respirăm cultura asta fără să vrem, dobândim valori nebiblice. De aceea Scriptura vine și ne învață în fiecare duminică să gândim în termeni împărăției lui Dumnezeu. Pentru că altfel vom absorbi de pe Netflix, de pe televizor, din ziare, o cultură străină, anticristică. Niciodată în istorie omul n-a fost mai preocupat de imagine ca astăzi. De aceea, ipocrizia este un cancer generalizat al societății. Totul e imagine. Vorbesc că oamenii despre cultura selfie, dar știu că adolescenții sunt generația selfie. Cuvântul ăsta, selfie, vine de la self, care înseamnă sine. Totul e despre sine. Vă pot descrie cu acuratețe ce se întâmplă în viața celor mai mulți adolescenți când vrea să se promoveze astăzi și frumusețea proprie trebuie promovată da? îți pui pe Instagram, pe TikTok poze cu tine, care? Cele mai frumoase înainte ca să posteze o adolescentă o poză vă garantez că face 20 de variante de sus, de jos, lateral și se uită și le analizează parcă aici îți prea plinuță pe aici mă scoate, nu știu cum, aici se vede și în sfârșit, după jumătate de oră după zeci de poze găsește una ce credeți că urmează? Aproape întotdeauna se apasă un buton, edit, apply filters, aplică filtre. Rare ori mai ajung pe internet poze needitate. ce asta? Imagine. Mă gândesc cât e de greu să fii băiat, să te însori astăzi. Pentru că tot ce vezi tu acolo, că acolo încep toate relațiile, e neautentic, e photoshopat, e editat, e filtrat. Și persoana din poze e și ea blindată cu farduri. De aia zice un proverb popular, nu-ți alege fată în ziua ospățului. Bătrânii aveau înțelepciune. Alege un zi de cosă. ca ai șanse să vezi originalul. Și căsătoria are darul ăsta că într-un final găsești autenticul. Și unii oameni, din păcate, sunt dezamăgiți. Deci, oameni buni, insistăm prea mult pe imagine, prea mult despre noi, selfie, selfie și iar selfie. Punea un băiat pe uh, Facebook, cred că o poză, asta a fost culmea culmilor, uh, un selfie cu pus în spate. Și scrie acolo la comentariu ce a pus frumos. Și în poză, trei sferte era fățăul lui interminabil. Și a pus că nu se vedea. Probabil că în spatele căpățânii era și un soare. Își făcea o poză cu el și un pic de cer roșu. Și Ce a pus minunat. Tine, dragi, chiar credeți că dorim să vă vedem doar pe voi? Cultura asta vă minte, imagine mai mult decât este normal, decât este biblic. Chiar poze numai cu tine, n-ar fi Cândva noi fotografiam flori, munți, astăzi oamenii se fotografiază pe ei. Penibil. Cu tine în varianta în pijamale, varianta în costum, varianta în roche, varianta în... Păi stai un pic, nu e totul despre imagine? Nu e totul despre tine, drag tânăr? Cultura asta s-ar putea să ne îmbete de cap și s-ar putea mesajul ăsta să pară dureros pentru cei care sunt obsedați de imagine. E bine, fățărnicia tocmai asta face. Te învață să pozezi. Te face artist și fotogenic cum nu există. Pacea Domnului. Domnul să te bine. Cum sunteți? Bine, frate. Slavă Domnului. Familia, bine, frate. Și numai Domnul știe ce e dincolo de fotografiile de duminic. Și unii ori chiar slujim și venim pe aici, ne împiedicăm de cabluri, suntem în formații. oh, fratele slujește, sora se implică. Poze. Atât. Poze. Nu toți. Unii. Fotografii de duminică. Mă amintesc de nunta mea, în urmă cu 11 ani, am avut așa o teamă de căsătorie irațională, o fobie pe care am depășit-o într-un final la 32 de ani, dar una dintre fricile mele era frica aia de fotografii în ziua anunții. Mi-era groază că eu nu prea zâmbesc. Atât a mi s -a părut de greu. Nu toți știu să pozeze. Dar tocmai asta a făcut fotograful. El e plătit să te învețe să pozezi. Pune mâna așa, uite te de sus, zâmbește, acum aciz. Și am zâmbit în ziua când n-am zâmbit în toată viața. De ce? Ca să mințim nepoții că am fost fericiți. Până și treaba asta cu ciz, hai zâmbiți acum că fac poză. Dar de ce nu facem poze fără anunț? Și zâmbim și toți, cred că măi ce fericiți o fost ăștia și uite bunicul și bunic. E păcăleală și asta. Eu o artă, arta fotografiei. Nu vreau să o, 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 arunc la gunoi ca pe o fățărnicie crasă, dar până la urmă asta te învață fotograful. E bine, fățărnicia e un fotograf. Te învață să pozezi bine. Că fotografii știu poziția, cum să stai, cum să te uiți la el, la ea. N-ai izvorât din dragoste, n-aș fi știut să fac. Ci... Dar m-a învățat el. E, așa te învață fățărnicia, frate și soră să te dai mai sfânt decât ești. Și toate astea izvorăsc dintr-o preocupare excesivă pentru imagine. Dar vreau să dăm niște răspunsuri biblice. Știu că foarte mulți oameni cu tendințe de fățărnicie, care chiar robiți de fățărnicie, și-au luat ca moto un verset din Proverbe 22. Proverbe 22 cu 1 ne spune un nume bun face mai mult decât o bogăție mare. Și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Dar ce mi-e adevărat, Biblia spune că un nume bun prețuiește mai mult decât o bogăție mare. Dar ascultați-mă bine, un nume bun nu prețuiește mai mult decât autenticitatea. Imaginea e bună, dar nu e mai valoroasă decât adevărul. În momentul în care imaginea, numele bun, e mai mult decât realitatea, suntem prinși de păcatul fățărniciei. Și tare le mai place la fățarnici versetul ăsta. Că nu l-au înțeles. E normal să ai un nume bun, dar un nume bun justificat. Adică o viață bună care dă un nume bun. Nu un nume bun făcut din arta asta a, fă a fățărniciei, a fotografiatului. Nu dintr-o preocupare pentru imagine. Ascunzând păcatul și îngropându-l, vreau să dăm răspunsuri biblice. Dragii mei, ca să nu cădem în patim aceasta a fățărniciei, vreau să recomand ceva din textul citit. Biblia spune, nu vă îngrijorați când veți fi înaintea dregătorilor în sinagogi Haide, Nu vă îngrijorați de ce veți răspunde pentru apărarea voastră. Adică, nu fiți excesiv de preocupați de imagine. Că nu vei, voi veți vorbi, că Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți. În altă parte, în Matei ne spune același text. Că însuși Duhul Sfânt va vorbi El în locul nostru, în noi. Fiindcă nu voi veți vorbi, Matei 10 cu 20, nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Vă va învăța, zice Luca, Matei spune, El va vorbi prin voi. Nu vi se pare interesant că se pune fățărnicia în contrast cu plinătatea Duhului Sfânt? Ce caută Hula împotriva Duhului în textul despre fățărnicie? Este o legătură. Omul care îl are pe Duhul Sfânt nu are grijuri legate de imagine. De ce? Pentru că în orice situație Duhul Sfânt îl învață. Cu cât ai mai mult Duh Sfânt, cu atât trăiești mai liber, mai autentic, mai natural. Tu n-ai nevoie de farduri când ești plin de Duh. De ce? Că Duhul va vorbi prin tine, chiar în situații limită. Dar dacă n-ai Duh? Le -a spune că Duhul Sfânt va vorbi în voi. Dar dacă nu-L ai? Credeți, păi, dragii mei, există două alternative în viață. Fie ești plin de Duh, atunci ești natural, treci liber, n-ai ce ascunde, pentru că Duhul e în tine și Duhul rodește. Fie, eu asta înțeleg din text, cine n-are Duhul, e condamnat să apeleze la fardurile fățărniciei. Te întreb ce alegi. Frații mei, Duhul vorbește dacă e în noi. Dacă nu, apelăm la fățărnicie întotdeauna. De ce? Pentru că trebuie să pozăm și noi ca ăștia plini de Duh. Și cam asta se întâmplă printre noi. Sunt creștini autentici, plini de Duh, au un nume bun pentru că sunt oameni neprihăniți, dar sunt și unii care lucrează la arta asta fotografiei. Și pozează. N-au Duh, dar știu să înlocuiască Duhul cu fardurile. Dumnezeu să ne elibereze. Frații mei, sunt foarte dezamăgit să spun ceea ce spun acum. Există unii dintre noi care nici măcar odată în patru ani nu i-am văzut la stăruință. Frații mei, nici odată în vizită. Înțeleg că există penticostalul modern, un evanghelic care zice mă, îmi place la penticostal, îmi place muzica, îmi place predica, dar nu mă identific cu capitolul ăsta exotic. Frații mei, asta nu e o alternativă. Noi predicăm pe Duhul Sfânt, îl căutăm, am venit aici trei seri să ne umplem de Duh, mă întreb unde sunt cei care nu vin niciodată. De patru ani sunt aici și am în minte persoane care nu au fost nici măcar odată. Înțelegi creștine că fără Duh ești condamnat să devii un fals, pentru că dacă Duhul nu rodește în tine, nu vorbește prin tine, nu te îndeamnă, nu te învață, vei deveni un fariseu bine spoit și vopsit? De-aia biserica te cheamă să te umpli de Duh, ca să poți trăi adevărata libertate, adevărata viață. O, Doamne, învață-ne, cercetează-ne și schimbă-ne. De asemenea, în Scripturi, dragii mei, cuvântul ne mai spune și alte lucruri frumoase. Gândeam la Saul acum, ca să mergem un puțin prin Sfintele Scripturi. Saul păcătuiaște și în 1 Samuel, capitolul 15, face o mărturisire și spune lui Saul, spune lui Samuel, am păcătuit. 1 Samuel 15 cu Am păcătuit. Să fi fost pocăința adevărată? Nici vorbă. Același verset spune, acum totuși, te rog, cinstește-mă în fața bătrânilor poporului. Păi frate Saul, dacă ai păcătuit, de ce să te cinstezi? Vedeți cum omul se pocăiește superficial și întreb ce era mai important pentru Saul? Autenticitatea, pocăința sau imaginea? Imaginea. Există creștini care se pocăiesc superficial. Da, am păcătuit, dar totuși, imaginea. Adică nu mă fac de rușine, nu trebuie să-mi spui chiar așa. Adică, da, am greșit, dar nici tu nu trebuia să-mi zici. Păi cum, dacă ai greșit, trebuia să-ți zic. Vedeți, ne preocupă păcăința, dar nu suficient. Pentru că mai sus decât dorința de sinceritate, de autenticitate, este dorința de a avea imagine. Iată un om preocupat de imagine. Asta l-a dus pe Saul în groapa pieirii. Dragii mei, să știți că păcatul lui David a fost mai mare decât al lui Saul. Așa gândesc eu. Dar David nu maschează. David se culcă cu fața la pământ, postește, plânge, scrie psalmul 51, se mărturisește public, să știe toată lumea, am păcătuit. No, asta e sinceritate. Nu când păcătuiești vrei imagine. Să nu se știe, să nu fie consecințe, să mușamalizăm. Oameni, asta nu-i pocăință. Pocăința adevărată este cea a lui David. Da, ăsta sunt oameni buni. Să știe istoria, să se predice și la deci, David a păcătuit și Dumnezeu l-a iertat. Ai tu pocăința asta autentică? Sau te-o cu mai mult imaginea? Mă uitam la rugăciunea, rugăciunea vameșului și a fariseului din Luca 18, unde se roagă acolo vameșul și fariseul în Luca 18 și fiecare cu rugăciunea lui. Unul spune, Doamne, nu sunt ca ceilalți, nu sunt ca vameșul de lângă mine, îți mulțumesc că nu sunt hrăpăreți, nu sunt nedrept, nu sunt prea curvar sau chiar ca vameșul acesta. Imagine. Mi asta mi se pare culmea fățărniciei. Să fii fals și în rugăciune. Știți că există rugăciuni fariseice? Adică și când mă rog, eu de fapt epatez, pozez în om sfânt, mă rog să mă audă alții. Și nu mă refer aici la volum, ci la rugăciunea pompoasă. Dragii mei, nu vi se pare ciudat că omul nici măcar când e înaintea lui Dumnezeu nu mai este el însuși? Ce șanse mai are un om care nici în rugăciune nu mai este autentic? Asta e fățărnicia la superlativ. Să te rogi tot pentru imagine. Măi, ce frumos să roagă fratele! Ce frumos să roagă sora! Ai auzit cum să roagă? Aici e vorba de fățărnicie, rugăciuni fățarnice. Eu cred că atunci când fățărnicia ne cuprinde și rugăciunile, suntem departe, undeva aproape de cădere. Biblia spune însă că despre acești oameni mai degrabă S-a suit acasă vameșul socotit, neprihănit. Dumnezeu ne învață în această dimineață, dragii mei, că nu contează atât de mult imaginea în ochii oamenilor. Fariseul a avut o imagine bună în ochii bisericii, a sinagogii. S-a rugat pompos, l-o fi aplaudat frații, l-o fi pus la îndemn, l-o fi promovat, dar Dumnezeu dă verdict. Mai degrabă s-a suit acasă, socotit, neprihănit, vameșul ăsta. De ce? Pentru că a fost autentic. Domnul să ne binecuvinteze. Dragii mei, vreau să dăm răspunsul scripturilor la acest păcat. Iar altfel, Scriptura demontează logica fățărniciei și constat că fățărnicia nu are logică. Fățărnicia e proastă de-a dreptul. Ea nu are niciun fundament în adevăr. Ea e o minciună de la capăt până la coadă. Zice deci, cuvântul aici, nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit. Deci, frate și soră care ascunzi și pozezi, până la urmă, tot ce ascunzi se va ști. Deci fățărnicia nu are logică. Dumnezeu te avertizează. De ce s-a ascuns? Că oricum se va ști tot. Și spune cuvântul aici, ce s-a rostit în șoaptă, ce ați spus la întuneric, va fi auzit la lumină și orice ați grăit la ureche, în se va fi vestit de pe acoperișurile caselor. Oameni buni, Iisus promite că tot ce ai șoptit în tagnă la ureche, să nu-i spui că ți-am zis într-o zi se va striga de pe acoperiș. Deci fățărnicia este o mare înșelăciune. Pentru fățarnic este îngrozitor gândul că într-o zi oamenii vor ști cine este. De aceea mă rog ca Duhul Sfânt să te înfioare, să te zdruncine. Asta zice Biblia, oameni buni, de ce vă ascundeți, de ce astupați? Oricum se va ști tot și să știți că nu se referă doar la judecată, deși eu cred că este o aluzie la judecată. Dar spune că se va rosti. Uneori Dumnezeu îngăduie mai repede decât ziua judecății. Să se știe că ai vorbit de rău, să se știe că ai fost fals, că ai zis una și ai făcut alta, să afle tot dejul că ai trăit într-un păcat ani de zile. Nu te înfioară gândul ăsta că într-o zi se va ști? Nu mai bine vii tu și mărturisești înaintea Domnului și dacă trebuie înaintea slujitorilor? De ce să ascunzi? De ce să stupi? De ce să te fardezi? Oricum, Dumnezeu va da pe față. Și o spun în altă parte, tot aici în Luca, un lucru frumos, voi vă arătați neprihăniți, în Luca, în capitolul 16, voi vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile. Adică vă țărâți, ea nu are nicio logică. Dumnezeu te cunoaște și Dumnezeu va da pe față și toți oamenii vor ști. Frații mei, într-o zi, Toată planeta va ști ce am făcut. Așa spune Biblia. Spune cuvântul aici că dacă cineva nu-l mărturisește pe Dumnezeu, se va lepă pe Isus, se va lepăda și el înaintea îngerilor, zice textul citit. Iar cine îl mărturisește pe Hristos, va fi mărturisit și el înaintea îngerilor, vor ști și îngerii și oamenii și toate generațiile tot ce ai făcut. Eu vă întreb, nu e mai bună pocăința? Păi nu-i mai bună pocăința? Spun eu lui Dumnezeu ce am făcut și Dumnezeu mă iartă. Așa că, frați și surori, aruncați fardurile la gunoi. Dumnezeu zice că oricum ce e acoperit va fi descoperit. Oricum ce este ascuns va fi cunoscut. Tot ce am zis în șapte se va șopti, se va striga de pe acoperișul într-o zi. Dumnezeu, prin cuvânt, demolează logica stricată a fățarnicului. Fățarnicule, tot ce ascunzi va veni la lumină. Mă gândeam la Domnul Iisus Hristos legat de imagine. L-au făcut Belzebub, fiul templarului, galilean, șarlatan și totuși în ochii lui Dumnezeu a fost fiul meu prea iubit. Ce te -o preocupă mai mult? Imaginea în ochii lui Dumnezeu sau imaginea în ochii oamenilor? Dacă te -o preocupă imaginea în ochii Domnului, te vei pocăi. Că el apreciază pocăința. Atât. Asta are valoare. Dacă vrei imagine în ochii oamenilor, vei apela și tu la farduri. Dragii mei, aici aș vrea să spun ceva și pentru familie. familie. Slujba mea de păstor mai află câteodată cât e un lucru, cât o bombă despre un tânăr. Și te miri ce poți să auzi despre tineri care slujesc. Sunt dezamăgit uneori, sunt dărâmat. Tineri botezați cu Duhul Sfânt, botezați în apă, care cântă aici nu mă afli câte o petardă de asta. Pe cum se poate? Dar când s-a întâmplat? Acum un an, acum doi ani. Și mă întreb, de ce părinții acoperă copiii în generația asta? A acoperi înseamnă fățărnicie. Asta îmi spune textul. Orice este acoperit, este fățărnicie, va fi descoperit. Dragi părinți, acoperindu-vă copiii, îi antrenați în arta fățărnicii. Dacă tu ai fost un fățarnic, el va fi un fățarnic expert. Pentru că mulți dintre voi ați învățat că pot, pot, să facă orice, să nu afle păstorul, să nu afle biserica, să nu afle comitetul. Și eu îmi pun întrebări, bun, dacă am aflat până la urmă, că se mai află. De ce timp de un an sau doi părintele mi-a ascuns? De ce părintele colaborează cu copilul și îi spune să cânte în continuare? Dacă știi că fumează, cum poți să-l lași să vină la fanfară? Păi, frații mei, asta e fățărnicie. Îi antrenez de mici să devină doctori în fățărnicie. Frații mei, nu vă acoperiți copiii. Îi nenorociți. Cândva pocăința era altfel. Undeva aici lângă Dej, un slujitor, vă pot da și numele și detalii, foarte aproape de Dej, s-a ridicat conducătorul în picioare, a spus, frații mei, de astăzi băiatul meu nu mai cântă la tineret. L-am prins cu țigara. Astăzi nu mai facem de asta. Mi se pare extrem sentimentele copilului, filozofii lumești, seculare, să nu-l ofensăm, să nu-l umilim. Da, nu-l ofensezi, nu-l umilești și îl transformi într-un mare fățarnic. Nu e normal ca părintele care știe să-și astupe copilul și să-l lase să cânte. Ar trebui părintele, spune frate păstor, pentru o vreme băiatul meu nu mai cântă la fanfară, uite l-am prins cu o țigară. Zicând asta, îl înveți autenticitatea. Să fie el. Îl înveți că există reguli, există autoritate. Am primit o astfel de lecție când eram copil. Eram la fanfara mică, învățam să suf un eufoniu și eu atunci aveam 12 ani. Și studiam împreună cu Biserica Gloria. Erau două fanfare împreună. Fanfara mică, fanfara mare și Biserica Betel și Biserica Gloria. Eram vreo sută de fanfariști. Era o regulă la fanfară, nimeni nu are voie să vină cu șapcă. Atunci erai mare șmeca dacă veneai cu Chicago Bulls, cu șerși de astea. Și era tendința să vii cu șapcă la biserică, la repetiții. Și era mare lucru atunci, domne, nu cu șapcă. Veniți și cântați, dar fără șapcă. Și într-o zi vine pastorul bisericii, fratele Moise Ardeleanu, știu toți că a fost președinte până recent, și intră în biserică să ne zică două cuvinte, să ne încurajeze. După ce vine, el vine băiatului, fost de, exact de vârstă cu mine, prieten în aceeași școală, și intră cu șapcă. Toți fanfariști ori înlemnit. Da? Ce-a fi? Și fratele meu s-a luat cuvântul foarte autoritar și aspru. A zis, Radu, dă șapca jos. Toți am paralizat. Am înlemnit. Și am învățat de copil, asta lecție de viață. N-ajută predicile cât ajută astea. Am învățat că în biserică nu există excepții, că există reguli, că în biserică suntem autentici, că în biserică nu predicăm apă și bem vin, că în biserică oricine ai fi trebuie să te supui rânduieli, că în biserică noi suntem autentici, nu ne interesează imaginea, dacă copilul meu face o prostie, eu îl înfrunt în față. Am rămas mirat și de atunci l-am respectat mult pe omul ăsta, pentru că a fost un om integru. Dumnezeu să ne păzească de boala asta a fățărniciei, dragi frate și O altă logică a fățărniciei, pe care vreau să o ating doar întreagăt, Domnul Iisus spune: Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, și apoi nu mai pot face nimic. Deci, de fapt, fățărnicia, un al doilea gând, nu e numai doar din izvorăște din preocuparea pentru imagine, izvorăște din frica de oameni. Vrem să facem pe placul altora. De aceea sunt mulți fățarnici. Că vrem să-i mulțumim pe toți. Să nu se supere ăla, să nu se supere ăla. Și atunci ce facem? Nu mai suntem noi, nu mai spunem adevărul, nu mai suntem sinceri. Și bine, Hristos spune, măi, dar nu, nu fă pe placul altora. Nu te teme de oameni. Fii tu, zi ce gândești, zi ce crezi. De ce ți-e frică de oameni? Și parcă aud logica umană, Doamne, dar dacă îi spun în față, mă dă afară șeful. Și ce zice domnul? Și ce dacă te dă afară? Păi dacă îi spun în față, poate că mă părăsește. Și ce? Păi dacă îi spun adevărul, s-ar putea să nu mă mai bage în seamă. Îmi pierd un prieten. Și parcă vă pe domnul zicând, dar și ce? Păi, Doamne, asta e cazul extremis. Dacă zic adevărul, mă omoară. E cel mai mare preț pe care îl poate plăti un om pentru adevăr. Și zice Hristos foarte relaxat, zice, nu vă temeți de cei ce ucid trupul și apoi nu mai pot face nimic. Adică cel mult oamenii vă pot omorâ, dar asta nu e mare lucru, zice Hristos aici. Cum, Doamne, că tocmai de asta ne este frică, de moarte, de respingere, de pierderea prietenilor. Vezi, Dumnezeu demolează logica asta a fățărniciei și nu te teme de oameni. Chiar dacă pierzi prieteni, pierzi locul de muncă, pierzi importanța, imaginea, chiar dacă pierzi viața, nu te teme de oameni. Dragii mei, creștinismul adevărat este religia care îți ia teama de moarte. Creștinul adevărat nu se teme de moarte. Asta îmi spune Iisus, fondatorul acestei credințe mari. Oameni buni, nu vă temeți de moarte. Oamenii cel mult vă omoară și atât, zice el. Temeți-vă de Dumnezeu. Teama de Dumnezeu alungă orice altă teamă. Adevărata teamă, singura biblică, sănătoasă, teama de Dumnezeu, alungă frica de moarte, alungă frica de oameni. Și când nu se frică de moarte, nu ți-e frică nici de oameni. Dar ce poți să pierzi? O slujbă? Un loc de muncă? Un vot? Până când să trăiești în robia mulțumirii altora, știți ce viață chinuită e viața aia în care omul încearcă să mulțumească pe ceilalți? Știți ce robiți sunt cei care încearcă să facă tot timpul pe placul altora? Oameni buni, nu vă mai chinuiți. Dumnezeu nu te cheamă să faci pe placul tuturor. Dumnezeu te cheamă să rostești întotdeauna adevărul. Chiar dacă pierzi viața. Închei, dragii mei. Exemplul suprem este Domnul Isus Hristos. El a pierdut tot. Astăzi sărbătorim ziua răstignirii, ziua morții lui, că nu uitați, toți l-au părăsit. Toți. Pentru că a spus adevărul. Pentru că a zis în față, da, sunt. Pentru că a predicat cuvântul curat. Și 53, disprețuit și părăsit de toți. Dar lângă el a rămas Dumnezeu. Și dacă tu vei spune adevărul și nu te vei teme de oameni și nu vei fi un fățarnic, lingușitor, Iisus îți spune ceva și ție astăzi. Vă spun vouă, prietenii mei, dacă nu-ți vei iubi prietenii mai mult decât adevărul, într-o zi, Isus, te va numi prietenul lui. Și te va numi în fața îngerilor, a cerului întreg. Dumnezeu să ne ierte, Dumnezeu să ne elibereze. Luați măturica și scoateți afară aluatul ei. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare, intrăm în lucrarea de a Domnului. Vă rugăm să nu vă grăbiți. Suntem foarte puțini lucrători, suntem doar cinci, cred că. Va dura mai mult cina Domnului. Haideți să intrăm în închinare, invit grupul aici, nu ne grăbim nicăieri și vom sta înaintea Domnului până când vom termina Domnul să-și cerceteze poporul și să dea viață Amin.